Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați, bun venit celor noi, vă salut cu mare drag pe toți cei abonați astăzi. Ca de obicei, am să vă urez poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, aveți grijă de voi, să aveți o zi extraordinară. Mă gândesc la clipul pe care l-am făcut ieri și spuneam că Bitcoin potențial bull trap. Ieri Bitcoin a atins un vârf de 39.000, după care în jurul orei 18-19 a început o corecție și prețul a ajuns la un minim de 35.543. Se pare că am avut dreptate. Piața a încercat să rupă și să se ducă către 40.000, să recâștige acea zonă crucială de suport, însă nu au fost suficienți cumpărători în piață și piața a fost direcționată în zona care trebuie pentru balene. Trebuie să vă zic un lucru legat de situația actuală. Nivelul de vânzare în minus, în pagubă al Bitcoinului, oamenii care vând de panică, de frică și necontrolat, este la nivelul din martie 2020, atunci când începuse pandemia COVID-ul și am avut acel crash la aproape $4.000 pentru Bitcoin, de la aproximativ $10.000. Da? Deci, cam ăsta este nivelul în clipa de față. S-a vândut destul de mult în pripă pentru că oamenii sunt debusolați. De fiecare dată când piața o ia puțin în jos, oamenii încep să se sperie, se gândesc la 20.000, la 10.000. Zi de zi mă întâlnesc cu oameni, discut despre ce se poate întâmpla în cripto și constat că foarte mulți oameni sunt speriați de necunoscut. E teama de necunoscut. Neștiind cât de jos ar putea să se ducă un proiect, neștiind cât de sus ar putea să se ducă un proiect, neștiind care este situația actuală, oamenii, în primul rând, cumpără impulsiv. Marea majoritate nu știu ce înseamnă analiză tehnică, nu sunt interesat să învețe acest lucru. O fac pur și simplu ca atunci când iau bilete la loto sau ca atunci când se duc la casino. Da? Deci este o chestie fără foarte multă rațiune, fără foarte mult fundament, care generează în general pierderi, stres, bătăi de cap. Din punctul meu de vedere, dacă ne uităm așa în linii mari la piața cripto, nu putem spune că am depășit încă zona de dificultăți, însă când facem zoom, acum mă uit pe TradingView pe weekly, pot să vă zic cu siguranță că suntem într-o zonă mare de suport, o zonă în care am stat anul trecut luni de zile și o zonă în care am intrat din nou. Probabil va urma iarăși o perioadă de consolidare, dacă se repetă tiparul de anul trecut, care va dura. Am văzut păreri, am discutat cu oameni și unii cred că în maxim o lună de zile piața își rea traiectoria către un nou all-time high pentru Bitcoin, alții zic că undeva prin mai. Din punctul meu de vedere, nu cred că vom sta și vom coborâ foarte jos o perioadă foarte lungă de timp. Se construiește masiv în piață, sunt news-uri în fiecare zi, parteneriate, fonduri de investiții care apar, companiile care sunt în piață, marile proiecte, dezvoltă fonduri personale pentru launchpad-uri. Citeam acum o știre cu cei de la Metaverse, Sandbox-ul. Au creat un fond de 50 de milioane de dolari pentru acceleratorul lor de startup-uri. În clipa de față există o grămadă de companii care investesc în startup-uri. O să avem un podcast în care vom anunța colaborarea
cu un accelerator de startup, cu un venture capital românesc, cu un proiect de succes cu care voi dezvolta un parteneriat pentru anii care urmează. Sunt extrem de încântat să știu că există în România așa ceva. Mă încântă orice proiect românesc care are succes și îmi doresc să apară cât mai multe proiecte românești și cu siguranță vor apărea. Eu zic, e o chestiune de răbdare. Cum vă zic și cum am spus de-a lungul timpului, cei care vor să investească, în clipa de față prețurile sunt, din punctul meu de vedere, extrem de decente, da? Nu zic, se poate și mai bine, adică am această convingere că putem să vedem prețuri și mai bune, dar cine investește acum la 36.000 Bitcoin sau la 17 cenți yuan, din când în când vă semnalez oportunități, am mai făcut-o. Din punctul meu de vedere, One Harmony este la un preț excelent acum. Eu am intrat aseară, am intrat un pic mai sus în el, dar este foarte volatil, adică are crește de 7%, 10%, după aia scade. E foarte bun pentru cei ce vor să tranzacționeze pe perioade scurte și are și lichiditate, adică nu e genul de proiect care trebuie să aștept să fie cumpărători pe Binance, sunt cumpărători tot timpul. Polkadot-ul este la un preț extraordinar din punctul meu de vedere, dacă l-am comparat cu Bitcoin-ul. Acum puțin timp era $50, da, să vă zic exactitate, deci în noiembrie era $54, iar acum este la $17. Asta înseamnă că Polkadot-ul a avut o corecție de 71%. Mi-amintesc că vorbeam de Polkadot în iulie anul trecut, când ajunsese undeva la $10, stați așa, da. Pe 19 iulie ajunsese la $10.60, după care a avut acea creștere uriașă. Dacă Bitcoin nu ar fi crescut la fel atunci, da, ar fi costat aproape 100.000, ca să vă faceți o idee legat de investiții. Stați așa că vă zic imediat procentual cât a crescut Polkadot-ul. Deci a avut o creștere de 432%. Adică pentru fiecare 1.000 de euro investită se câștigau 4.000. Ceea ce este fantastic. În fine, deci avem întreaga piață la mega discount. Haideți să vă zic la ce discount este și One Harmony, pentru cei care sunt interesați. Tot în ianuarie a avut un vârf de piață la 38 de cenți, iar acum este la aproape 60% discount. Cum ziceam, am luat Harmony, v-am anunțat și pe voi. Nu știu dacă o să stau cu el mult timp, nu l-am luat pentru o perioadă lungă, însă știu care e potențial, adică îl văd lejer din nou la 25-30 de cenți. Dragilor, vă doresc o zi fabuloasă, aveți grijă de voi, toate cele bune!